ci să îți urez să fiu iubit, să fiu alături de tine. Toată lumea a venit, totul este pregătit. Doamne Ludmila, dar știți oare de la cine vin aceste daruri frumoase? Nu cred că vă trece prin nici printr-un gând. Așa este. Atunci noi o să vă citim mesajul care este atașat la această surpriză. Te felicit din suflet cu ziua ta de naștere. Îți dorim să rămâi aceeași persoană minunată care ești, să ai parte de oameni la fel de minunați în jurul tău. Viața să îți dăruiască numai bucurii și cer senin, mulți ani fericiți și plini de sănătate. Să-ți păstrezi sufletul prietenos, tânăr și frumos, așa și cum îl ai. Să calci mereu pe trandafiri, pe flori nemuritoare, să ai în ochii tăi priviri ca razele de soare, să ai o viață ca în povești, cu vise împlinite, să dărui celor ce iubești doar clipe fericite, le meriți pe toate. Un buchet de gânduri bune și o grămadă de salutări frumoase îți transmite Domnica. Vai, mulțumesc mult, Domnica, din suflet, te pup și te cuprind, mai emoționat foarte mult, te pup, dulce, dulce. Știți care, Domnica, da? Da, știu, sper că o să ne vedem și eu chiar am să fiu primul oaspete la tine în casă. Uite așa. Mersi mult, sănătate la toată familia ta. Are doar cuvinte de laudă pentru tine, doar cuvinte bune. Mulțumesc. Doar a spus că sunteți un om de nota 10 cu plus. Mulțumesc. Meritați mult. Tot ce este frumos. Înseamnă că dacă i-a procedat așa e de 11. Bravo, mulțumesc. Nu m-am așteptat, sincer. Mulțumesc din suflet. Mersi mult și vă doresc dumneavoastră să aveți cât mai mult oameni buni în prejurul vostru. De ziua ta.